Situl arheologic Romula Malva din comuna Dobroslovenii, în suprafață de 29.311 metri pătrați, va fi transferat din domeniul public al comunei menționate în domeniul public al județului Olt și va fi dat în administrarea Muzeului Județean pentru a continua săpăturile și cercetările și a-l include într-un circuit turistic. Potrivit președintelui CJ Olt, Marius Oprescu, va trece în domeniul public al județului și în administrarea muzeului numai partea de sit care aparține primăriei și pe care nu sunt construite imobile ale cetățenilor, deoarece situl este mult mai mare, însă nu pot avea loc săpături pentru descoperirea lui integrală, întrucât pe teren sunt construite casele localnicilor din satul Reșca. Noi am preluat situl arheologic Romula Malva sau am demarat astăzi procedura de preluare a acestui sit pentru că încercăm acolo, știți că pe fiecare an noi alocam bani către Muzeul Județean Olt pentru săpături. Fiind acum în subordinea, va deveni în subordinea Muzeului Județean, lucrurile sper să meargă mult mai repede, astfel încât să reușim să scoatem la suprafață o parte din acel sit arheologic. Este vorba de o suprafață de teren care nu este nimic construit pe ea și aparține primăriei, pentru că situl se întinde mult mai mult, dar din păcate mare parte din el este sub satul respectiv, Romula, și nu poate fi scos la suprafață. Sperăm să-l scoatem și atunci când va fi scos la suprafață să-l dăm circuitului turistic. După încheierea unui protocol de predare primire a sitului arheologic între Comuna Dobrosloven și Consiliul Județean Olt, situl va fi declarat bun de interes public județean și va fi dat în administrarea Muzeului Județean Olt. În funcție de descoperirile care le vom face, bineînțeles că încercăm să acoperim acele părți astfel încât să nu mai fie nevoie ca ele, pentru că la început, când au început să facă săpăturile acolo, anumite zone erau descoperite, scoteau la suprafață ce găseau și situl era înapoi acoperit, tocmai pentru a putea să îl conserve. În momentul de față, tot ce s-a făcut anul trecut și acum 2 ani de zile nu au mai fost îngropate, au fost acoperite cu niște provizorii, niște imobile provizorii, astfel încât să nu mai fie nevoie să punem pământul înapoi. Când vom avea progrese în a descoperi acest sit, probabil și construcțiile se vor modifica și vor deveni unele definitive. În situl Romula, din Dobrosloveni, au loc cercetări sistematice de mai mulți ani în fiecare vară, iar în 2017 aici a fost descoperită o clădire romană cu instalație de încălzire prin podea, care avea pereții acoperiți cu pictură în frescă, cu motive geometrice și vegetale și panouri cu stucatură. Clădirea cu încălzire prin podea descoperită la Romula este considerată de către specialiști una dintre cele mai relevante pentru epoca romană la nivel național, fiind amplasată în fortificația centrală, ale cărei ziduri păstrează până la 13 rânduri de cărămizi cu o înălțime de aproape un metru.